Vă salut în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Dorim ca Sfânta Trăime să primească toată lauda și cinstia de la toți cei ce sunt adunați pentru această sărbătoare centenară al Institutului Teologic Baptist în București. Îmi pare rău că nu pot participa la această întâlnire istorică, Istoricii creștini iubesc să participe la astfel de întâlniri festive și sfânte. Dar virusul 19 a vizitat familia noastră la începutul lunii septembrie și a creat o situație datorită căreia eu nu am putut să vin la acest centenar. Ca profesor de istoria creștinismului și a misiunii creștine la Palmer Theological Seminary, sunt foarte conștient de privilegiu acordat nouă de în partea Domnului ca să pregătim viitorii predicatori ai Evangheliei. În urmă cu câțiva ani am fost binecuvântat ca să văd Marea Galilei și în timp ce mă rugam în cugetul meu am auzit cuvintele lui Iisus rostite pe Petru. Vino și urmează-mă! Petru a lăsat totul și l-a urmat pe Isus. Chemarea Domnului de a lăsa totul și a-l urma a fost auzită peste 100 de ani de aceia care au venit la seminar pentru că au auzit chemarea lui Dumnezeu ca să lase totul ce le era cunoscut, să părăsească succesul pe care l-au avut și totul ce părea important și să vină și să-L urmeze pe Isus. Viața mea a fost împletită cu seminarul Baptist în București, începând cu o iarnă înspre sfârșitul anilor 70. Când am venit la seminar ca să predea epistola lui Luca și faptele apostolilor. Înainte de a ajunge, seminariștii au plecat acasă datorită faptului că seminarul nu mai avea căldură. În loc ca să predau două săptămâni la seminar, frații Ioan Bunaciu și Paul Bărbătei mi-au organizat un turneu de evangelizare prin țară. În iarna aceea, Oti era tânăr tinerel. Mi se pare era la primul an la facultate. Seminarul Baptist și adresa Strada Berzei 29 au devenit parte din de viața mea. De atunci am venit de nenumărate ori și Strada Berzei, numărul 29, a devenit un loc sfânt. Locul acesta este un loc sfânt pentru că Dumnezeu este prezent întotdeauna și datorită alegerii Lui, ca acest loc să fie locul unde Biblia este studiată, cercetată și învățată de bărbați și femei, care se pregătesc pentru lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Locul acesta este un loc sfânt. Datorită rugăciunilor făcute de sute și mii care s-au rugat în acest loc, ca împărăția lui Dumnezeu să vină și voia Lui să fie făcută pe pământ, așa cum este în ceruri. El este un loc sfânt pentru că năzuințele de viitor și planurile pe care seminariștii le-au încredințat lui Dumnezeu, pentru gloria numelui Său sfânt, în această țară pe care noi o iubim și o numim România. El este un loc sfânt pentru legămintele pe care mii le-au făcut când au auzit o predică sau o cântare sau au fost îndemnați de un coleg de la bancă. Pe lângă cântarea pe care noi o cântăm, Sfânt e legământul care l-am încheiat cu prea iubitul nostru Isus, e tare și pe viac. Mai sunt momentele acelea pe care noi le-am înscris pe paginile cărților pe care le-am citit, sau în caiete în care am făcut notițe, unde am scris datele când ne-am predat Domnului sau ne-am reconsacrat chemării lui. Evanghelistul Marcu, în Evanghelia lui, are obiceiul ca să menționeze două, trei persoane pe nume și apoi să spună și mai erau și alții. În acest centenar neapărat noi menționăm frați și surorile noastre de la Convenția de Sud, Dr. Everett Gill, Dr. Roy Starmer, Miss Earl Hester și frații noștri Constantin Adorian, Radu Tașcă, Ioan Socaciu, John Staneschi, Alexa Popovici, Ioan Bunaciu, Vasile Talos, și Daniel Mareș. Pe lângă ei sunt mulți a căror nume nu au fost menționate, nume cunoscute de Dumnezeu și de aceea în a căror viață ei au fost o mare binecuvântare. În această zi centenară, Dumnezeului care poate să facă mult mai mult decât ce noi ne putem imagina a Lui să fie toată slava pentru ce a făcut prin seminar în trecut și pentru ce va face în viitor, pentru gloria numelui Său Sfânt și binecuvântarea poporului român și al popoarelor de pretutindeni. Amin.